Vai, că ne place. Te așteaptă telefonul. Haide, haide. Sau canapia asta. Cine începe? Eu n-am fost niciodată primul și mi-aș dori de data aceasta. Hai, cu fetele de la basket. Haide. Hai, să nu scapi telefonul pe jos, Ghiță, că poate îți strici. Pare scump telefonul ăsta. Abia aștept să putem să sunăm pentru că este live. Mă bucur enorm că am câștigat noi jocul de comunicare. Băi! Nu cred! Ce faci? Vai, deci aștept telefonul ăsta de la primul contact, când au zis că-s prietenii. Zim, dă-mi informații, ce e acasă, cum e la basket, ce s-a întâmplat, zim tot, ce face Mincea. E foarte bine, toată lumea e foarte, foarte bine, toți sunt acasă, bine, sănătoși. Ce să zic, toată lumea se uită la tine, nu pierd nicio emisiune. Da! Suntem foarte mândri de tine, nu știu cum să zic, dar ești senzațional, mai ales pe trasee, ești super. Eu mulțumesc din suflet. Ține tot așa, ești foarte tare. Și zi-mi de tine, ești bine, ești sănătos? Sunt bine și cu... Nu, e totul ok, doar foame foarte mare, dar e ok totul. Mai am 5 secunde, să știi că vă iubesc, mi-este foarte dor de voi. Noi te iubim și ține tot așa, te ești super. Pup, love you, pa! Da, mă! Nu cred! Deci ești cel mai fericit! Ești cel mai fericit! Te-ai încărcat 100%? Ești cel mai fericit, Doamne! Sunt cel mai fericit! Am vorbit cu Mihaela. Mihaela este managerul echipei și capitanul echipei Agronomia București, unde și eu sunt component al echipei, jucător și antrenor. Faptul că am plecat la Survivor de aproape 3 luni de zile și ei m-au susținut și am aflat și acum că mă susțin în continuare și își doresc ca să rămân aici în competiție, este un lucru minunat. Iubita. Wow! Opa! Vorbește cu Tatiana. Alo! Ce faci, iubita mea? Nu cred! Iubita, deci nu vine să cred, ați câștigat! Am câștigat, iubirea mea! Ce faci? Cum ești? Îmi fac griji că eu măcar te văd, te aud, dar tu pe mine deloc. Și numai la tine mă gândesc cum ești acolo. Iubirea mea, să știi că sunt bine și când atât atent, mi-e foarte dor de tine, echipa merge bine, eu sunt bine și vorbim numai când o să vin acasă și o să ieșim cu toți, o să vezi că avem planuri. Grijă de echipă în continuare, încurajează-i, fiți uniți. Fiți alături unul de celălalt. Zic că pupăm toți. Uite, te pupă. Te pupăm, te pupăm, Tatiana! Aul! Toată lumea acasă, frate, e bine, cum? Frumos! Alo, m-auzi? Alo! Te pup, iubita mea! Am câștigat jocul de comunicare! Și mă bucur să te aud! Ce faci? Ce faci? Cum ești? Vreau să-ți cânt! Mi-e dor să-ți cânt! În primul rând, că ne este foarte dor de tine, dar... Așa... Nu mai stai acolo, da? Nu te-ai măritat. Nu te măriți până vin eu. Nu m-am măritat, te aștept. Nu, Doamne ferește. Așa. Nu. Așa. Toată România, și nu exagerez, este
cu tine și lângă tine. Ce drăguț, mă bucur să spui asta și chiar contează. Primești atât de multe mesaje frumoase și de încurajare și toată lumea te vede campioană câștigătoare de Survivor. Mai e până acolo, Doamne ajută! Transmite-le salutări și alor mei și Doamne ajută să ne auzim! Nu ne mai tăiem, nu mai. Te pup și te iubesc, te pup. Mulțumesc mult. Pa, pa, pa. Memeciu, ce faci? Memeciu, mă auzi? Ce faci? Cum ești? Zim cum ești? Mai... te-ai uitat? Ai văzut ceva? Da, tu ești foarte bine pe traseu, trebuie să știi că ești foarte bine. Mersi, dar Memeciu, trebuie să te concentrezi mai mult pe final. Da, Memeciu, știu. De aici, de la psihic, de la psihic, Memeciu. Mihai, de unde? Nu vreau să mai vă plângând. Da, promit. Nu vreau să mai vă plângând. Pentru că tu nu ești așa, chiar dacă ești sensibilă, nu trebuie să plângi. Așa e, Memeciu, promit că nu mai plângi. Da. Plângi când ești tu singură, când vrei tu, nu știu, dar nu atunci. Promit. În competiție să te vadă adversarul că plângi. Că sunt slabă, da, Memeciu. Prietenul meu cel mai bun, Emiliano, mi-a zis să nu mai plâng de față cu toată lumea pentru că este o slăbiciune și are perfectă dreptate, numai că mi-a fost foarte greu la început pentru că nu puteam să mă abțin, efectiv. Adică acum am învățat, prefer să mă duc într-un colțișor, să privesc cerul, să privesc natura și să mă descarc eu cu mine. Nu trebuie să vadă toată lumea când plâng eu. În momentul de față am emoții mai mari decât aș avea atunci când sunt pe traseu. Mi-ar plăcea enorm de mult să-l aud pe Alex. Mi este atât de dor de el încât nici nu știu cum aș reacționa dacă l-aș auzi sau dacă l-aș vedea. Am câștigat jocul de comunicare și nu pot să cred că te pot auzi. Felicitări, felicitări. Mai știi cum, cum mi se aude vocea? Frumoasă. Crede-mă. Cea mai frumoasă. Crede-mă că n-am fost așa de fericită în viața mea să te aud. Nu, mă, te iubesc mult, mi-e dor de tine. Deci nici când am intrat la facultate, Asiana, n-am fost atât de fericit. Mi-e dor de tine, Alex, abia aștept să te iau în brațe. Rău de tot, nici înainte, așa. Te vezi, măi. Doamne, deci aseară gândește-te că am avut un vis. Așa. Și am avut un vis cu tine. Așa. Mi-ai spus că ești bine. Păi sunt. Și că toți de acolo sunteți bine. Așa și este. Și că sunt de mine și că mă iubești. Te iubesc enorm. Și m-am trezit cu zâmbetul pe buze, crede-mă. Și acum am ocazia să vorbesc cu tine. Eu am vorbit cu Luvu și nu vine să cred, deci wow, cea mai frumoasă senzație. Alo! Alo, ce faci, boss? Ce faci, boss? Mamă, ce să fac? Uite, am câștigat jocul de comunicare și... na, ne auzim? Ce faci? Mi-e dor de tine. Doamne ajută și mie, tati. Cum ești? Ești bine, da? Sunt bine cu mâna, încă nu sunt refăcut 100%, dar mă refac eu. Pe săptămâna viitoare cred că o să fiu bombă. Ce zici? Cum sunteți? Cum sunt fetele? Suntem bine, totul e bine. Tanchete, cum ne știi, așa da? Să fii și tu acolo. Doamne ajută. Da? Hai, mersi mult. Te pup, te iubește fratele. Salutări la Rebecca, la Ioana, pupă-le pe ale mele acasă. Suntem bine toți, le pupăm, pa, pa. Hai, te-a pupat, fratele, noroc, pa, pa. Da, pa, pa. Da. M-au luat toate transpirațiile. Hai, n-a vezi? Ai transpirat, da? Da, de emoții. Bravo.
Abia aștept să văd cu cine voi vorbi. La primul joc de comunicare cu prietenii am reușit să vorbesc cu Ștefi. Sper să fie tot ea. Inimuca mea! Ce faci, Nicule? Tocmai am câștigat... Tocmai am câștigat jocul de comunicare și uite că am ocazia să vorbesc cu tine. Cum sunteți, iubire? Zim cum sunteți, iubita mea. Bunii foarte bine, să știi că vorbesc în fiecare zi cu ea și te bârfim și... Mă bucur mult, vorbiți... Iubita, știu despre virusul ăsta, Zi-mi, te rog, cum e mamaică, cum e moșu, cum e... Toată lumea e bine. Bunii, toată lumea, ai mei, mama, tata, părinții tăi. Da, ai tăi, toată lumea e bine, nu avem nimic. Spune-le tuturor, până la ultimul, vă iubesc maxim, spune tuturor, până la ultimul că vă iubesc. Vă iubesc, Maxim, da? Vă iubesc! Pa! Cât de ce? Am vorbit exact cu cine îmi doream, pentru că înainte să vin în această emisiune chiar vorbisem cu Ștefi și o lăsasem responsabilă pentru tot ce se întâmplă acasă și mă bucur din toată inima că am vorbit cu ea. Este într-adevăr exact ce îmi doream. Nu, încă nu realizez și nu conștientizez că acum câteva minute vorbeam live cu ea. Toți pentru unul și unul pentru toți! Bravo, echipa! Din punctul meu de vedere, astăzi a fost una dintre cele mai grele zile ale noastre în Survivor. Eu mă simt epuizat din toate punctele de vedere. Nu a fost un joc solicitant, la fel cum spuneai și tu, cred că a fost un joc cât de cât ușor, cu un final, zic eu, nu destul de dificil, sau să ne pună beți în roate. Doar că evenimentele care s-au întâmplat și soarele puternic, cred că ne-a năucit pe toți. Și eu cred că ăsta a fost un factor important. Accidentarea Lolei, da, care ne-a luat prin surprindere. Tare, Lena, tare! S-a lovit destul de tare, a dat cu capul în masă, Lola. Continuă însă traseul. S-a accidentat, nu înseamnă că dacă noi vrem să se termine, ea se făcea bine. Da, dar am luat punctul. Nu, ideea este, nu contează. Ideea este felul următor, nu m-a afectat psihic, doar că eram pur și simplu... Ideea este că s-a pe văzut... Pe mine, sincer, m-a afectase când am văzut așa. Din exterior s-a văzut cum picăm unul câte unul după ce s-a accidentat Lola. Eu am simțit că ne-am pierdut concentrarea imediat după accidentarea Lolei, când am văzut ce s-a întâmplat și am văzut-o plină de sânge. În loc să ne plângem, să găsim rezolvări. Știu că și voi gândiți la fel, numai că... Nu mereu aplicăm chestia asta. Că dacă te plângi, sunt mult mai mari șansele nimic, să nu rezolvi nimic. Spiritul de războinic. Of. Când zic spiritul de războinic, mă refer la rezistență. Pentru că aici avem nevoie de rezistență. Când am venit aici, cu toți am venit pe bază de rezistență, cu gândul că vom rezista cât mai mult. Deja suntem trei oameni care avem spiritul de războinic. Dacă tu sau tu sau tu sau tu simți că cineva nu are sau ai putea să-i dai un pic de booster, haide să ajutăm persoana aia, dar nu să vorbim persoană, în general. Păi cum? Dar... Nu e vorba de o persoană. Toată lumea s-a trezit astăzi că n-am dat. Eu n-am simțit la Cristi că n-a dat tot, frate. Eu n-am simțit. Nici nu la e vorba Emma. De ce s-a întâmplat pe traseu, e vorba de cum am plecat noi cu mentalitatea asta spre joc. Nu s-a părut. Majoritatea au început să se plângă și cred că la asta se referea Emi, că
Noi războinici nu prea ne plângem, indiferent de te accidentezi, de se întâmplă orice, nu te plângi pentru că ești aici să lupți până la capăt. Dar nu are treabă mentalitatea, că de exemplu dacă... Da, este psihic, tot e psihic. Depinde de la om la om, bro. Asta zic că, de exemplu... Că toată lumea se plângea. Da, dar dacă te plângi și atragi negativitate, da, exact. Cum am făcut la meciul trecut, eram, ha, că îi dăm, că nu știu ce. Frate, în loc să te acum, mai bine te gândești, bă, ce pot să fac chiar și în situația asta. A fost total diferit. E ca atunci când trebuie să ajungi undeva și ești nevoit să mergi pe coș de nuci, ajungi mai repede dacă alergi, cu toate că ajungi în durere, decât dacă mergi așa și au. Te doare și dacă alergi și dacă mergi, dar tot ajungi acolo. Eu mă refer, cred că ați înțeles ideea. Când stăteam toți pe bancă, eram toți letargici, mâncați aș gura, eram... Păi eram, mă, bro, de la soare, bro, m-a lovit soarele și eu mă ziceam, puteam. Puneți-vă apă în cap, faceți-a. Și eu mi-am pus apă în cap de două eu ori. Eu de ce nu eram letargic așa, mă? Mă deranjează uneori când unii din echipa noastră dau niște sfaturi, e foarte frumos să dai sfaturi, dar dau niște sfaturi așa generale, pentru toată lumea. Cu toții am vrut să luptăm până la ultimul punct, cu toții am dat totul pe traseu. Dar se pare că unii cedează mai repede. Eu vorbesc din punctul meu de vedere. Toată lumea și eu vorbesc din punctul meu de vedere. Și nu fac referire la echipa mea, fac referire la noi toți, pentru că poate și eu am avut momente de genul ăsta. Dar eu de fiecare dată încerc să... Eu de fapt am întipărit în minte că rezist, că pot. Pentru mine nu pot, nu există și asta le spun și cursanților mei când vin la cursurile mele de dans. Bă, nu există, nu pot. Dacă eu pot să fac asta, înseamnă că și tu poți să faci asta. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.